un tânăr crede că a săvârșit un păcat de neiertat. Nu mai vede vreo posibilitate de mântuire pentru el. Crede că pocăința lui, întoarcerea lui la Hristos, nu contează nimic din pricina păcatului pe care l-a săvârșit. Și mi-a scris următoarea întrebare. Sunt pastorul Vasile Filat și dau citire întrebării. Bună ziua, Pastore, am o întrebare și mă tot macină puternic de ceva timp. Mă gândeam la câte minuni a făcut Dumnezeu pe pământ și cât de frumoase sunt acestea și când mi-am amintit de momentul în care Duhul Sfânt a coborât peste apostoli, am vrut să spun că este o putere imensă și în gând mi-a năvălit cuvântul demonic. Imediat am dezaprobat acest lucru, în adâncul sufletului meu știu că nu este așa. Eu cred în toată inima în Dumnezeu și nu am zis niciodată așa ceva. Întrebarea mea este, am hulit împotriva Duhului Sfânt, am rostit acel lucru cu voce tare. Mi-a fulgerat deodată în gând. Bine, dragă tinere, hai la început să ne clarificăm ce este cu un hul aceasta împotriva Duhului Sfânt. Și eu tare mult îți recomand să pui acum pe pauză acest video și să mai citești odată în întregime Evanghelia după Matei, capitolul 12. Citește tot capitolul 12. După ce citești, revin înapoi ca să asculți explicațiile și sfatul pe care ți-l voi da. Așa cum ai văzut acolo, fariseii sunt cei care au hulit pe Duhul Sfânt. Și cum au hulit fariseii aceștia, ei au făcut-o prin faptul că ei, foarte intenționat, ei au văzut și au înțeles că lucrările pe care le face Domnul Isus Hristos vin de la Dumnezeu. Însă, oamenii aceștia, în loc să accepte că lucrările pe care le face Domnul Isus vin de la Dumnezeu, ei au ales altfel, ei din gelozie, au ales să-i atribui diavolului lucrările acestea o făceau foarte intenționat, foarte premeditat. Și atunci Domnul Iisus a spus că atunci ceea ce fac ei, păcatul este care îl fac ei, văzând clar că Dumnezeu lucrează prin Domnul Isus Hristos și ei faptele acestea le-au luat și le-au atribuit deavolului, Domnul Iisus spune că aceasta este cul împotriva Duhului Sfânt care nu va fi iertată. Cum ai văzut, acolo n-a fost nimic brusc și neintenționat sau din nebăgare de seamă, din neatenție. A fost foarte intenționat. neintenționat, motivația era răutatea și gelozia lor și era foarte și foarte intenționat. Acum, dacă tu te-ai întors la Hristos din toată inima ta, numai decât trebuia să aibă loc o schimbare a minții. Pocăința și nașterea din nou presupune o schimbare a minții. Și iată la 1 Corinteni 12 cu 3 se zice așa, de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci, faptul că tu ai zis vorba asta așa, nevrând să zici una, ai vrut alta, ai vrut alta, mă rog, se întâmplă la oricine. Dar din tot mesajul tău eu văd că tu îl mărturisești pe Domnul nostru Isus Hristos ca și Domn și la el să-L urmezi ca și Domn. De aceea eu cred că tu ești un creștin autentic din ceea ce mi-ai spus tu aici și vrei să-L urmezi pe Domnul Isus toată viața și vrei să-i fii plăcut Domnului Isus în toate. Trebuie să înțelegi că mintea noastră este mereu atacată. În Biblie, satana este comparat cu un leu. Spune, fiți treji și vegheați, așa scrie Scriptura, pentru că potrivnicul vostru, diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine din voi să-l și tu tot așa, trebuie să fii treaz și să veghezi, pentru că satana dă târcoale ca să te atace. Iată, acum, inclusiv prin vorba asta care ai spus-o așa, poate mecanic ai spus-o cumva, nu știu, vorba asta ai spus-o fără să o fi gândit, fără să o... Acum satana vrea să te atace cu gândul ăsta, că tu nu ești mântuit, tu nu ești copil de Dumnezeu, nu ești pocăit și el vrea să te facă să-ți pierzi nădejdea în Domnul Isus Hristos. Nu permite să se întâmple aceasta. Fii treaz și veghează și foarte bine. Este că mi-ai trimis mie mesajul la că eu să-ți pot răspunde. Tot așa du-te și vorbește cu pastorul tău, cu oamenii din biserica ta, ori de câte ori se întâmplă astfel de lucruri, numai decât vorbește cu ei. Altceva este că trebuie să înveți să uh, îți păzești mintea. Iată, la în 2 Corinteni, capitolul 10, acolo spune că noi Dumnezeu ne-a pus la îndemână arme duhovnicești, cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, Dumnezeu ne-a pus la îndemână arme duhovnicești noi trebuie să surpăm întăriturile pe care încearcă să le ridice satana în mintea noastră. Iată așa cum la război, știi, ostașii îi fac niște întărituri ca să nu poată nici cu minami, cu treci de o anumite. anumită... Deci ei fac întărituri cu ambrazuri, cu așa. Uite, exact așa, satana încearcă să pună câte un gând, să-l bage în mintea noastră și să-l întărească tare, un gând rău, pe care apoi să-l folosească pentru a ne nimici pe noi și a nimici lucrarea lui Dumnezeu în noi. Trebuie să veghezi și să nu dai voie satanei să ridice la astfel de întărături în mintea ta. Fii foarte atent, fii treaz și veghează și nu permite să se întâmple aceasta. Mintea trebuie să-ți o păzești continuu. La epistola către filipeni, Apostolul Pavel spune acolo, încolo frații mei, la versetul 8, capitolul 4, versetul 8, deci încolo frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Aceea să te inspire. Deci trebuie să ai un, un filtru la minte, să nu permiți niciun lucru care te poate face să-ți pierzi nădejdea. Categoric nu vrei să permiți vreun astfel de lucru în mintea ta. Zice, ce ați învățat, zice Pavel acolo, ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Și un alt lucru pe care trebuie să-l faci este continuu să-ți înnoiești mintea. În Scriptură scrie așa la Romani, capitolul 12, versetul 2, zice, Nu vă potriviți chipului veacului de acum, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De aceea, tu dedică-te de plin studierii profunde a Scripturii cu scopul de a-ți transforma mintea. Nu te mulțumi doar cu învățarea pe de rost sau ceva. Caută să înțelegi bine Scripturile și tot ceea ce înțelegi, grăbește-te să pui în practică cât mai repede. Pentru că în felul acesta vei crește să fii un om duhovnicesc, vei crește un om cu discernământ, vei avea discernământ și ușor vei deosebi care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită.